Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte, foarte tare. Să vorbim de Dani, care a făcut un live și a vorbit despre foarte multe lucruri, printre care, de Diana, bineînțeles, zicea că nu s-au schimbat, ei sunt aceiași, nici nu mă așteptam să schimbe. Caracterele frumoase nu se schimbă și ar fi păcat dacă s-ar schimba, dar e bine așa cum sunt, sunt chiar foarte bine. Vor să plece în Germania prin august, caută încă o casă cu chirie, pentru că acolo așa este, și nu doar în Germania, în mai multe țări, chiar și în Italia, că dacă nu ai contract de muncă, nu-ți dă casă și invers. Așa e acolo. Și au fost multe întrebări dacă așteaptă bebe, dacă e însărcinată Diana, a spus că nu este, că nu ține legătura cu nimeni din casă și bine face. În cursul s-a terminat, fiecare își vede de treburi. A fost întrebat dacă e gelos, a zis da, e gelos. Și Diana s-a obișnuit acolo, acasă unde stau. El are grijă de un domn care stau în aceeași curte, au contează ce face, cum, spuneau că fumează dimineața împreună. Și știți că a fost Mihai Coatice la confesiuni și au vorbit despre Dani. Dani a spus că nu-l interesează. Și asta e foarte bine, de ce l-ar interesa? De ce l-ar interesa părerea lui Mihai? Pentru că n-a avut nici el, nici Hatice, o evoluție foarte bună în casa Mireasa, în afară de scandaluri. El nu, Mihai nu, dar Hatice a ținut-o numai în scandaluri de la început până la sfârșit. La sfârșit s-a mai muiat pentru că aștepta premiul, dar ca să iei premiul trebuie să fii de la început bun, nu la sfârșit. Nu, n-are rost. Și nu-l urmărește pe Mihai, nu-i pasă, foarte bine face că nu-i pasă. Foarte bine. Am mai spus și ce nu-l lăsa staful să facă în casa Mireasa, dar mai bine să vedeți video, live-ul de fapt. Vă las să vedeți în continuare acest live cu Daniel nostru și cu Diana. O să vină și ea imediat pe live. Mâine plecăm spre Transfăgărășan. Da, am zis să fac o dedicație și eu, n-a fost ceva ieșit din comun așa rău. Mulțumesc, Claudia. Hello! Da, o să mergem pe Transfăgărășan și o să ne plimbăm pe acolo, abia aștept. Ce am promis că o să facem? Și că, ce ai zis, Valentina, nu știu dacă am reușit să accept, ia vezi dacă am apăsat pe CT. Păi nu știu dacă, cum să văd eu, stai să mai încerc o dată. Da, ești ok. Diana acum bagă la spălat și se uită la tot parcursul nostru de la început pe YouTube și se uită în special la ce am făcut eu atunci cu Denisa, cu alegerea cu Denisa. Se uită, da, se uită Ola Balaban. O să vină Diana și ea, dar mai stă puțin, că acum pune niște haine și v-am spus, se uită pe YouTube la începutul nostru, cum a fost toată chestia aia cu Denisa, cu ce am vorbit cu Denisa, tot așa. Și acum se uite, ia uite ce ai zis asta Denisei. Dar oricum, dacă nu era așa începutul, nu eram așa de bine. Da, nu e geloasă, nu. Dar când ne place să ne uităm de la început. Da, am luat să ne uităm iar, cum a fost tot parcursul nostru. Nu, n-am fost aseară pe niciun live. Da, suntem la Ploiești. Bună, bună. Suntem acum, suntem la mine, la noi acasă suntem.
Nu știm când vine copilul. Copilul vine când o vrea Dumnezeu. Nu ne-am angajat. Ne angajăm când o să fim în Germania. Acum ne mai plimbăm. Păi din cauza ta, Kiri, ne uităm acum de la început. Că tot ce postez ne uităm la tine pe profil și acum ne uităm pe YouTube. Da, ne-am distrat. Ne-am distrat la nuntă. O să vină și Diana. După ce te vine de băgat la spălat, o să vină încă. Cine e în Germania, o să ne vedem. Păi chiar sunt aproape de Frankfurt. Mannheim e aproape de Frankfurt. E tribita mea. Te-am lăudat pe aici. Vorbesc numai de bine. Vino încă, că vor să te vadă și pe tine, oameni. Ia scaunul ăsta. Ți-am zis, ați un scaun ăsta pe două scaune, e bine. Bine că n-am prins. Păi și... Stai. Hello. Nu mergem în extra la extra night show pentru că o să plecăm în Germania, mai mult ca sigur, și n-avem timp. Bună. Uite, vezi? Ți-a zis că te țin legată în casă? Ce? Am cu cine mai țineți legătura din casă? Am înțeles că te țin legată în casă. Nu mai ținem legătura cu nimeni. O să mai vorbim mai încolo, când mai avem timp. Nu vorbim zi de zi. Ce se va spune? Nu m-a căutat. Cine? Bună, neamul lui Roberto. Da, uite, ai fost superbă la nuntă. Mulțumesc. Mulțumesc, Amelie. Am fost foarte frumos la nuntă, mulțumim. Mulțumim. Ne-am asortat ca de obicei. Mai deloc. Machiajul superb. Diana, ți-ai făcut șuvițe? Nu, toporul meu. Trebuie să-l tund. Vineri avem programare la unghiuțe. Ne facem unghiuțele vineri. Facem mișto. Fumez, de aia nu stau. Imediat mă pun și eu. Să mă vedeți. Da. Credeai vreodată că vei avea în viața ta un bărbat ca și Dani? Eu la un bărbat ca și Dani am visat toată viața. Sincer. I-am zis și lui. Mereu mi-am dorit să îmi găsesc pe cineva cu care să mă înțeleg așa bine, care să mă iubească, să mă respecte, să fie așa dedicat, să facem lucruri împreună, să ne gândim la un viitor împreună, să ne dorim o familie, să ne dorim din exact așa cum e Dani și exact așa cum suntem noi împreună. Eu asta mi-am dorit dintotdeauna, doar că nu am avut parte, n-am avut noroc, pentru că destinul meu era ca să fiu aici, cu el. E altceva când suntem noi doi aici, gen afară, de cum era în casă. În casă, da, dar în casă ne axam mult mai mult să ne cunoaștem, practic. Să fim 100% siguri că ne cunoaștem, că suntem făcuți ca să fim împreună, să nu luăm o decizie de a ne căsători, ca să după aia să ieșim și să zicem că nu. De-aia în casă era mult mai axat să vorbim, să discutăm, să ne cunoaștem, să trecem prin toate stările, să nu știu ce. Acum afară doar ce trăim și conviețuim și trăim total diferit de cum trăiam acolo. Adică trăim ca într-o căsnicie, ca într-o familie. Îți dau o veste proastă? Ce? Nu mai sunt 2 minute să trebuie numai așa de spălat. Oh, ce veste. Dar ai pus program scurt? Ce prieteni cu tine? Și cu ce vă întrețineți? Ce urât vorbesc colegii voștri despre voi la emisiunea de... Nu ne-am uitat, nu... Asta ne-am spus și eu până era aici. Doar ce am primit de la... Ce am văzut oameni, așa nu, pe sărite, și nici nu am nimic de comentat.
fiecare cum simte și ce crede. Noi nu am vorbit de nimeni de rău. Nici nu simțim să facem asta. Noi n-am vorbit la confesiunile noastre, noi n-am zis nimic de rău de nimeni. Cât de puternic a fost pentru voi acea conexiune de la început? De puternic că să ne căsătorim azi. Să fim căsătoriți azi. Da, chiar ne uitam la filmuleț așa de la început și cum a început totul. Și cât de supărată eram eu. Scuze. Sorry, no sorry. Sorry, no, sorry. Când apar confesiunea? Nu știm. Nici n-am vrut să mergem să filmăm. Da, a trebuit. Da, a trebuit. Da, nu, chiar nu, chiar nu contează cine ce a zis despre noi. Adică sunt păreri, fiecare om își face păreri. Partea cea mai bună e că nu mai avem de trăit împreună niciodată. De vorbi poți să zică ce vrea, dar măcar știm că ignori și mergi mai departe, nu mai știi nimic de... E exact același lucru cu unele persoane care... Vlad a vorbit super de voi. Nici nu ne așteptam la altceva. Să vorbească ore despre noi când am spus clar că noi ne regăsim în relațiilor și invers. E exact clar. Și noi chiar îi apreciem foarte mult pe amândoi. Deci la ei chiar n-au niciun dubiu să zică ceva, pentru că nu, nici noi n-am făcut. Mai mă doare capul, da. Mai durează până trece. Doamna Loredana este acasă, muncește. O să face și un like, dar poate o conving. E greu de convins. E greu. Doar că muncește după masă. Trebuia să vă dați seama, mama e un pic mai complicată, e greu cu ea. Ce întrebări vi s-au pus? Cam aceleași se puneau și la capricii. Nu, da, gen au fost întrebări, cum le-a pus la fiecare, despre cine credeam că trebuia să câștige sau chestii. No. Genul, ce cuplu credem că va rezista și ce nu și-o la fiecare cuplu în parte. Ce mai? Mai mult așa, de chestii legate de ce s-a întâmplat în casă. Chestii de-astea care au fost mai așa. Da, o să vedeți nimic, adică noi am... Nu e ceva ce nu știți deja, ceva ce am vorbit deja, știți absolut tot. Noi am vorbit exact. Live-ul nostru nu este, confesiunile noastre nu sunt deloc spicy. Da. Noi, absolut. Nu am simțit nevoia să vorbim urât de nimeni și... Mersi, Dorin. Și noi suntem liniștiți și împăcați cu absolut. Orice. Spune cel mai greu moment din casă. Cel mai greu moment al meu din casă a fost atunci când doamna Simona mi-a făcut gluma aia proastă de m-a dat afară în glumă. Am fost eliminat. A fost cel mai greu moment pentru mine. Că eu chiar am crezut. Bună ziua! Bună ziua! Știi că o să facem vlog? Când mergem în Germania. Și ce faci acolo? Nimic. Ce munci? Că muncim? Păi când venim de la muncă, cum, ce facem? Când avem o zi liberă, venim. Suntem frați. Stepsis. Step bro. La petreceri dansam groaznic, nu că bine, groaznic dansam. Sunteți soți, exact, soți și soție. Tot mai fumez, Diana? Da. Eu nu mai fumez de 5 zile. Am lăsat de 4. Cam așa. Joi? Când am? Joi? 4 zile, da, de 4 zile nu mai fumez. Dani, ce-ți place cel mai mult la Diana? Că îmi ține nervii încordați în fiecare zi. Tot îmi place. Fac glume cu Diana în fiecare zi. Deci nu cred. Poate, se,
se lasă și Diana de fumat. Dacă vrea. Dacă vrea să lase mine, dacă nu, pe mine nu mă deranjează. Eu m-am lăsat. O să vă las de fumat când o să vrem un bebe. Păi lasă de azi. Diana, ce-ți place la Dani? La Dani? Îmi place felul lui de a fi. Cum are grijă de mine, cum mă iubește, cât de atent e cu mine, cum mă înțelege, cum mă suportă zi de zi, că îi mănânc zilele. Tot, practic. Ce vă unește în afară de iubire? Ambiția. Să ne facem un viitor mai bun și să tragem la aceeași căruță. Ce vă place fizic unul la altul? Mie nasul lui. Nasul. Nasurile. Ne place că suntem mânați. În primul rând. Și că ne potrivim. Și că ne potrivim. Avem o invitație. Familia, familia Crăciun? Hai. Dar mesaje de agățat? Ai primit mesaje de agățat? Unul. De la băiatul ăla care nu îl cunoșteam. Și a zis că acum e momentul. Da. Ia, zile și lor. Da, era, nu știu, un băiat cu... Dar nici nu-l cunosc, practic. Păi mi-a scris acum un an, doi, habar n-am, de salut, nu știu ce. Și am scris eu de mine că sunt în Irlanda, de așa, asta și... Nu știu ce mai zis și acolo a rămas conversația. Adică eu n-am mai ieșit, nici nu l-am la follow, nici nimic. Și după aia mi-a trimis așa un mesaj de după nicăieri. Ce am ieșit din casă, după ce suntem căsătoriți și am pus poze că da, suntem căsătoriți. Mi-a zis că acum e momentul, atunci când am vorbit... Nu știu, a fost ciudat. Că acum, acum e momentul să vorbească, să se cunoască. Să ne cunoască. Da. Cam atât, în rest nu am primit. Mă așteptam să fim, mi-a ziceam și ei... Din experiența mea, mă așteptam să nu ne dăm telefoanele unul la altul, așa, să stăm pe telefoanele fiecăruia, știi? Dar stăm pe telefoanele unul la altul, ca și cum ar fi ale noastre. Intrăm peste tot, ne uităm la tot, vorbim, ne uităm, vezi că s-a scris ăla, s-a scris aia, adică ne uităm prin poze, adică n-avem nicio treabă unul cu altul. Mm-hmm. Las telefonul, eu care niciodată nu stăm telefonul, las telefonul, de exemplu, n-am avut baterie, trebuia să o duc pe ea la, să se machieze și am zis că ia, îi las telefonul meu să stea la machiaj, să stea pe el și eu iau telefonul ei. Ok, ok, nicio treabă, știi? Niciodată nu s-ar fi întâmplat în alt... Și el în casă îmi zicea că fiecare cu telefonul lui... Da, i-am zis, în casă nu, fiecare cu telefonul lui, nu ne dăm parolele, nu ne luăm, fiecare să rămână cu treaba lui, că acolo gen telefonul ai toată viața, știi? Și, și gen am ajuns afară, în stadiu în care gen îi dau, ia iese ce la machiaj, îi dau telefonul meu, ca să, că nu prea are baterie și stă la încărcat și poate să stea pe el pe telefonul meu și iau, merg cu telefonul ei. Și avem fie pe bune, chiar da, e... nu era însurat. Da, nu eram însurat. Corect. Acum sunt la level. Da, nu, deci cu telefoanele chiar n-avem nicio... Nici o treabă, adică... Avem, la telefonul ne-am pus Face ID, adică... Da, să... avem fiecare Face ID-ul celuilalt. Celuilalt, adică iau telefonul lui, îl deblochez, adică nu... Și deci, nu, a... nu, nu e vorba de ne controlăm sau așa, efectiv luăm telefonul ca și... Știm că nu e nimic, nu o să fie. Da, doamna, da, doamna Marina, ce, niciodată să nici niciodată. Deci pentru mine asta cu telefonul era cea mai grea parte în... Mulțumim, Valentina. Oricând, oricând. Și acum îi dau telefonul meu, poate să plece cu telefonul meu o săptămână și nu mă interesează. Da, nu... Și așa, la început așa îmi zicea, că, mă, la început, în casă, îmi zicea că na, fiecare cu telefonul lui, că el nu simte nevoia să se uite în telefonul meu sau ceva, adică era așa. Când am ieșit, ai că ne luăm telefonul când vrem, da. Să facem ce vrem cu el, eu cu a lui, el cu a meu, adică da. Nu... Nici nu ne simțim ca și... Nu, nu mă simt deloc așa, înainte, vă spus sincer, înainte mă simțeam mai rău, mă duceam și se uitea cineva în telefonul meu, dăm așa într-o parte, să nu te uiți sau ceva, știi? Și ia stă pe telefonul meu, mă duc, mănânc, mă întorc, mă duc, fac baie, tot pe telefonul meu, face ce vrea pe el, știi?
Și noi mai avem, gen, și eu și ea, dar mai avem poze cu foști în telefon și așa, și nu le ștergem pentru că ar fi prea mult. Are 30.000 de poze și stai să le cauți, să le separ pe toate și nu ne deranjează. Ce e în trecut, e în trecut, ce e de când ne-am cunoscut în continuare, aia e tot ce contează. Dani, ai să fii gelat la primul copil, dar nu o să stai mai mult cu el. Nu cred. Nu cred. Cred că o să stăm amândoi mai mult pe amândoi pe el. Nu știu, vedem cum o să fie atunci. Și dacă o să fiu gelos... Dani, eu ador că e natural din cap până în picioare. M-am suturat de botoxată și de asta. Și dacă o să fiu gelos că stă cu copilul, ce credeți? O să mai fac încă unul, să stau și eu cu altul. Nu, gen pozele, la ce se referă e că, de exemplu, eu am 30.000 de poze. Dacă stăm să mă uit în spate de mult, unde mai este câte o poză cu fost sau ceva. Ce ar fi acum să dar stăm să căutăm ne... fiecare poză? Da, adică... Ce e acolo a rămas și aia e la revedere. Nu avem treabă. Noi am vorbit mereu foarte deschis despre trecut, despre foști, despre... Adică la asta ne când vorbim despre asta, la asta ne referim că văd că scrisă Elena, asta înseamnă încredere. La asta ne referim că avem foarte mare încredere unul în celălalt. Nu... Și totul vine așa de la sine, adică ne, cum am mai repetat, deci ne înțelegem afară, ne înțelegem poate și mai bine de cum ne înțelegeam în casă. Pentru că discutăm orice chestii, dacă ne deranjează, ni le zicem. Poate nu-mi convine mie ceva, nu știu ce, eu zic, o discutăm și gata, a trecut, mergem mai departe. Poate în casă mai erau și anumite rețineri, în casă poate noi aveam o discuție banală pe o chestie banală și să magnifica și părea că cine știe ce discuție și ce ceartă între noi. În schimb, afară e total altfel, adică vorbim despre o chestie banală, am discutat 5 minute și am trecut peste. Nu mai trebuie să ne vedem mâine să dăm explicație de ce am zis sau ce am gândit sau de unde provine sau chestii de astea, adică... N-a fost doamna L cu noi la nuntă pentru că era o nuntă a prietenilor mei. Da, discuțiile mici în casă devineau enorme. Da, la asta exact mă refer. Noi, dacă țineți minte, discuții care am avut între noi au fost chestii banale, chestii care le-am discutat 10 minute ca să le discutăm, să nu rămână nediscutate și să lungeau pentru că a doua zi trebuia să discutăm despre ele și atunci... Dezvoltai un subiect care practic nu era nimic. Am vorbit cu medic. E ok, atât din cât îmi iau tratament, eu pot să-mi fac tatuaj. Nu există căsnicie să nu fi avut discuții și noi încă n-am avut discuții din alea exagerate sau... Da, de când am ieșit, adică noi n-am avut nici măcar o ceartă. Eu nu pot să zic că ne-am încertat pe ceva. Să, gen să fie o ceartă așa urâtă, să ne certăm urât, să fim supărați. Au avut așa, dar suntem conștienți că cu timpul e posibil, poate, Doamne ferește, să ajungă și să ajungem și la o ceartă, Eu nu, nici o căsnicie, niciun cuplu nu e perfect fără certuri. Sunt. Important e să le depășești și să mergi mai departe. Să nu ții supărare și să nu le duci la extreme, asta e important. Că în rest... Dar nici în emisiune nu v-aș certa, dar în emisiune se punea că ne certăm. Da. În emisiune îi se spunea, Diane, Diana, dacă nu simți să te căsătorești, nu o face, te rog. Da. De la o tigaie. Da, asta m-a deranjat foarte mult când mi s-a pus întrebarea aia că... Ce părere aveți despre ce se scrie despre voi în grupul Fructuaș? Nu știm și nici nu suntem în grup și nici nu ne interesează ce se scrie în grupul despre noi. Da, pe mine atunci faza aia când... Noi ne-am contrazis, adică încercam să ne... Mulțumim, Irina. Să ne înțelegem unul pe celălalt, ce ne deranjează. Era, eu cred că era și tensiunea asta de final, de nu mai aveam răbdare să plecăm, eram foarte... Deci nu mai suportam nimic în casă, nu știu. Și atunci, practic, noi ne-am luat de la nimicuri și nu știam cum să ne zicem lucruri care ne deranjează și să nu ne supărăm, nu știu, era așa ciudat. Și s-a pus problema că eu nu sunt pregătită, că eu nu vreau, că eu nu știu ce vreau, nu știu. Și acolo m-am supărat, pentru că eu știam perfect ce vreau și ce-mi doresc. Adică că noi, faptul că noi discutăm
chestii nu înseamnă că gata, nu mai vrem nimic. Dar ce ați vorbit așa de mult 5 ori? Ajungeam la un sens comun. Până ne-am dat seama că de fapt problema era că eu spuneam lucrurile care mă deranjau în glumă și de asta și 5 ore am discutat în condițiile care noi aveam un task. A, da. Și mergeam și făceam task-ul, iar ne întorceam, iar mergeam să facem, vorbim cu băieții la task și ne dădeam părerea despre ei, despre noi, ne întorceam, iar să discutăm. De-aia a fost 5 ore. Dar ne este însărcinată deja? Nu încă. Nu încă. Da, în seara aia a fost așa, o seară mai ciudată, dar s-a exagerat. Dar în sinea mea, oricum, mă bucuram că știu că nu se închid ușile și știam că o să stăm să vorbim până rezolvăm. Înainte era mai greu că aveam o discuție și ne se închideau ușile și dacă ne prindea și vineri seară, mai vorbeam la petrecere. Ați terminat de construit căsuța imaginară, vă simțiți safe acum? Acum da, suntem safe. Dacă acum... nu eram, nu cred că făceam pasul să ne căsătorim. Adică noi chiar am făcut pasul ăsta din suflet și pentru că am simțit să o facem și am fost siguri de ceea ce facem. N-a fost că hai să vedem, ne căsătorim și vedem ce a fi. Da, nu există. Am stat, am vorbit ca să nu avem o surpriză afară. Pentru noi a fost un pas chiar important și noi vrem să trăim toată viața împreună, asta ne dorim. N-am vrut niciunul afară să întâlnim pe altcineva. Bă, stai că în casă nu vorbeai așa, stai că în casă nu ziceai așa, bă, în casă nu gestionai așa lucrurile. Aici de ce faci așa? Așa, în casa aia, așa, stângaci, certați cum eram noi mereu, am știut să ne descoperim cum trebuie ca să fim foarte bine afară. Și afară nu avem nimic de reproșat, suntem exact cum am fost în casă. Exact, da, exact cum foarte... ne-am cunoscut. Deci exact cum am fost în casă și cum... Și cum ne-am deschis noi casa, au fost chestia la noi, că în casă chiar, noi chiar am fost exact așa cum suntem. Și de-aia probabil la mulți oameni nu le-a plăcut lucrul ăsta pentru că nu am jucat cum ar fi vrut ei să jucăm sau să fim altfel. Sau... A fost exact cum suntem, pentru că la urma urmei te căsătorești și dacă tu eviți să fii cum ești tu cu adevărat și după aia ieși afară și arăți altceva, nu o să funcționeze. Clar. Dar în momentul în care tu ești real, ești așa cum ești tu, cu bune, cu rele, cu glume proaste, cu prostii, cu orice, nu are de ce să nu meargă. Da, eu la petrecerea bulăciților am vorbit doar de Diana cu dansatoarele, cât de mult o iubesc. Da. Dar ea te iubește, da, dar tu iubești, da, bine. Asta vorbeam eu cu dansatoarele. Noi așa am gândit-o și de multe ori noi eram prea deschiși pentru pentru emisiune. Adică noi chiar uitam de camere și cum au fost multe faze în care chiar uitam de camere și vorbeam chestii care poate nu trebuia neapărat să le zici acolo publice sau să vadă toată lumea sau să zică toată lumea să asta. Că la urmă e o emisiune și odată ce zici ceva pe gură, toată lumea are dreptul să te ia la răspuns. Dar la urmă urmei asta ne-a ajutat pe noi să ne cunoaștem exact cum suntem și să avem toate șansele să fim bine afară și chiar suntem. La hotel v-a spus lucruri despre care nu ați discutat în casă? La hotel ne-am dat seama că... Gândim la fel? Că practic, fără camere, ne înțelegem mult mai bine. Adică suntem, dacă cu... Când erau camerele, eram foarte deschiși unul cu celălalt, deci fără camere eram la un nivel de parcă ne cunoșteam toată viața. Era chiar mult mai bine. Da, și dacă ne ziceam, dar nu, chiar nu ne-am zis un secret sau ceva. Vorbeam mai mult despre viață, nu știu, despre noi, despre chestii din casă care le observam și așa, în general, am vorbit despre multe, adică am stat aproape toată noaptea. Ne-am luat... Și de acolo apelative, din păcate, da, știu. Ne-am luat și task-urile prea mult
plan serios? Veți urmări sezonul viitor? Nu știu, acum probabil să fim în Germania, poate, nu știu, o să fim la muncă, la dar cum poate. La cum știu programul din Germania, la ora, între ora 25 noi sigur lucrăm. Numai la caprice, dacă să zici maxim caprice, dacă îmi prind la nici caprice, adică, nu cred. Nu știu, depinde, acum nu putem să zicem nu da știu, sau sigur. Nu, dar poate da, poate nu, nu știm. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Dacă o să avem timp, da, ne uităm. Poate așa de curiozitate, poate, nu știu. Poate vedem un cuplu care ne regăsim în el și poate decidem să-l susținem, să, că știm cât de important e să... Cât de important și cum te simți când primești așa o scrisoare de încurajare, de... Ce bine a zis-o Black Velvet. Mi-a plăcut. Mulțumim, Cristina. Salut, Alinuș! Pe 25? Facem... Da, când noi... e 25? Noi mâine facem 5 luni. Da, noi... Nu ținem data din emisiune. Noi vrem să ținem data de... Când ne-am salutat. Când ne-am salutat. Că pentru ea am fost sancționat. Când ne-am trimis... În emisiune trebuie să ținem cont de data în care ne-am declarat oficial în live, dar noi practic ne-am salutat și am simțit și am zis că suntem un cuplu de pe data 25, că atunci... Mâine facem 5 luni. Yay! Dai seama când o să ajungem și ce mâine facem 5 ani? Da, mâine o să mergem la Tuns Făgărășani, o să rămânem acolo peste vezi, mâine, noapte. Mâine sărbătorim la Tuns Făgărășani. 5 luni de relație. Nu mă împloiești. La noi, da, se trece cu muzica maxim pe stradă. Trebuie să fie auziți între oameni. Am mai zis-o, eu n-am conviețuit niciodată cu nimeni, cu niciun băiat. Și ne desurcăm bine. Chiar foarte bine. Nu, am vrut să mergem la piscină, azi nu conving deloc. Nu conving. Astăzi am vrut să ne relaxăm. Nu, azi spălăm hainele. Da, nu mai azi tot atâta remarci și asta. Păi... Noi nu avem nevoie de coși și de rufe. Am vrut să ne relaxăm astăzi, să ne odihnim, să stăm, să efectiv să stăm. Lasă fata în pace. Da, o să mergem la terme. Când s-a deschis term, mi-amintesc că... Mi-am zis terme. Term. S-a deschis term și trecuse vreo 2-3 luni și o femeie rămăsese însărcinată. Acolo, Iacica a zis că de cât a făcut baie în piscină și a rămas însărcinată. Doamne ajută și noi ne dorim să fim o viață întreagă. Ne-a dus doamna Doina la mănăstire și am pus și un pomelnic și ar trebui să ne punem acolo o dorință, nu? Da. Și ne-am pus aceeași dorință. Care ți-o cereai tu când îți dădeam o geană să sufli. Salut, Dănuț! Pomelnic, a zis, na. Acatist ce-o fi fost. Ne-am pus o dorință. N-am rezolvat cu inelul sacrei. Da secretul lui Livia. Ce e cu secretul Livia? Că ai un copil. Am un copil? Unde ți copilul? Și unde fie el, să fie sănătos. Ăla era secretul bunicii Livia, că am un copil? Da. Pain. Nu citesc asta. Da, ci că secretul era că eu aș avea un copil. Așa am citit, adică nu știu, așa se zice. Așa am citit, că n-am vorbit personal. Nu știm, eu așa am citit că
ăla ar fi fost secretul. Ai un copil, Dani, nu cred. Că... la ultima verificare n-aveam. Că Dani avea un copil sexual, dar nu... Am acum, cred. Da. Tot pupăcios suntem. Și că fost ar avea un copil. Care fostă? Care dintre ele? Vreau să știu. Nu-i doar una. Cred că a preluat, cred că a luat povestea de la ei și a, mi-a pus-o mie. Nu știam deci, de mult secretul de când a intrat. Ah. Da, și noi ne place de Eric Maxim. Și noi ne dorim. Și vrem, și noi vrem un bebe așa. Zâmbăreț. De teatru. Nu mai vorbiți aiurea. Come? Pardon? Alți. Dani, o poză cu o fetiță pe Facebook, de acolo este poveste. Ce fetiță? Fa, am și TikTok-ul cu o grămadă de copii. Eu iubesc copii. Alo? Care e fetiță? Ia du telefon să vă citeți. Nu, bine, am un stăm să ne uităm. Știu, dar nu-ți glumeam. Deci dacă primul nostru copil ia ochii Diana, eu o să mă îndrăgostesc de copilul ăla și nu o să mai fiu îndrăgostit de Diana. Îți rup nasul. Alo? 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 Da, când ai plecat, ai zis că faci o nebunie, încă o experiență și acum ești măritată. Da, Mirela. Crede-mă, nici eu nu mă gândeam că o să mă căsătoresc. Mirela lui Dani? Nu, o prietenă, o fată. Înainte să intru, nu aveam niciun gând de a mă mărita, nici mă gândeam așa, o experiență, cine știe. Reclamă, mă fac eu. Da, face reclamă la... Eu pasă știu. Oricum, mi-a plăcut mereu așa nebunile astea spontane. Și mi-am găsit jumătate acolo. Știi unde te-aș vedea pe tine? Unde? La teleshopping. Nu cred. Pe tine? De când am această canapea, totul s-a schimbat. Nu, pe tine, nu pe tine. Eu nu știu să vorbesc. Eu nu știu să vorbesc așa ca tine. Reclam. Eu aș face reclamă la farmacie. De când o cunosc pe Diana, am folosit mai mult pastile de cap. Da, mă enervează cu nasul, mă exasperează. Ce? Dacă mai strângi nasul așa mult, vezi că oamenii așa dă seama. Să văd, hello. Să văd. Da, nu-i mai fac, de când nu ți-am mai făcut, nu-i mai fac. Și azi dimineața mi-ai făcut. M-ai supărat cu ceva. Ai vorbit cu nepoței tăi, Diana, da. Și aseară pe cameră. Vorbesc mereu, ok. Ești așa de frumos și scump și mi-e dor de ei. Și lor le dor de tu și de-aia. Da, n-o și pupă, acum da, de ce și da, Dani. Da, n-o pupă, pe da. Mă pupă doar pe mine. Victoraș, da. Victoraș, când îi zic să-mi dai un pupic, nu vrea, dar când îi spune Dani, un doi, da. Și nici nu l-a văzut în față în față, da? Diana, știi că te-a susținut Larisa din sezonul 5? Nu. Cine e Larisa? Noi sincer nu ne-am uitat, nu ne-am uitat deloc. La Mireasa nu știam. Larisa cum e pe Insta? Și m-a susținut până la final să... Larisa tot din... Da, de Cosmina știm. Și Cosmina. Cosmina știm. Da, Cosmina. E tot din Spania. Nu e... Upsi. A, și pe Hatide. Te-a susținut și Carmen. Dani, ce s-a întâmplat cu ferma tu și de-aia?
Păi am vrut, dar n-am primit cartoane. Aș fi vrut să primesc cartoane, să mă apuc să fac o fermă, dar n-am primit cartoane și s-a dus și ferma Papa Sâmpetei. Ah, Larisa Nicole, da. Da, 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 o am pe Instagram. Ați vorbit? Nu, n-am vorbit, dar am văzut, mă întrebam cine e, nu știu, nu... Păi să-i dai follow back să vorbești. Am văzut că a postat cu mine și așa, dar da, i-am dat follow back, dar nu știam că ea a participat la Mireasa. Da, Larisa Nicole, da, 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 acum știu. Dar n-am știut că a n-am știut că a participat. Pe mine m-a susținut Iohannis. Doamne, bine. Și cu Dragnea. Dar ai fost concurența, a vrut să intre pentru tine. Și dacă Blaze v-au plăcut. Serios? Da, noi nu știm cine... Dacă ne spuneți voi... Dar noi nu știm cine ne-a susținut sau ne-a plăcut din foști concurenți, nu știm. De Cosmina și Alin știm. Chiar știm. Și îi avem la follow și... Și uite, și două pentru Dani. Da, 10 erau să intre pentru mine. Erau la poartă, strigau, vrem pentru Dani. Pe tine te-a susținut Eduard Puiu. Eduard Puiu m-a susținut pe mine? E, da, și tu follow pe Insta. Ai scris un mesaj? Nu. Bravo. Da, sunt sincer. Pentru mine am același respect pentru domnul Eduard Puiu și aș vrea să mai mă văd cu dânsul, dar e un om foarte ocupat și sigur nu ne-am fi întâlnit. Ați vorbit cu Cosmina și cu Alina, am vorbit, dar ne-am dat follow pe Instagram și cred că o să vorbim. Și o să ținem legătura, am auzit că... O să vină în decembrie da. Acasă, dar noi o să fim plecați. Dar... Ne-ar fi plăcut să ne întâlnim cu ei. Dar cine știe? I love you! Ce lucrați? Acum suntem pensionari. Nu m-am mai pupat cu ochii deschiși. Da, a fost un tip care i-a plăcut la Diana. I-a plăcut de Diana. Și cum să nu-ți placă de Diana? Logic. Salut, Dana Muntea. I love you! Nu mai țipa în urechi. Fac ce vreau. Ești soțul meu. Nu-ți bate joc de mine. Înainte îmi ziceai, bate joc de corpul meu. Acum? Păi da, de corpul meu, da, dar nu de mine. It's a little bit different. Poc! E un pic de engleză. Complicați în afară, în august. O să facem și meci împreună. Dar trebuie să fac live mai întâi pe ăsta, pe contul meu, ca să pot să am voie să fac match. Că eu cum am foarte puțin urmăritor și nu folosesc... Folosex. Folosex. Din cauza ta. Folosex. Doamne. Eu cum nu folosex. Doamne, feri. Bine, da, înțelegeți voi. Ce somnic că e folosex. Da, unde? Aoleu. Bye, Wani. Ne pare bine că a stat cu noi, trebuie să mergem să vorbim, aș mai fi stat. Trebuie multe ore de live, știu eu, asta-i. Hai, pac, aveți multe respectate. Ne auzim, vă pupăm, mulțumim că a stat cu noi, trebuie să vorbim. Hai să-ți băgăm negri la spălat. Taci. Te pup. I love you. Pa, pa. Pa, ne vedem poate mâine. Vă anunțăm.